Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la știri. Electrician de meserie Emilian Weber din comuna Miraslău și-a depus în august anul acesta dosarul pentru a primi pensie de boală. Astăzi, prin intermediul Alba TV și a implicării personale a directorului casei de pensii Alexandru Retegan, acesta a primit decizia de pensionare. Ca electrician a muncit în condiții vitrege, în ploaie și în frig. Într-o bună zi i-a degerat un deget de la piciorul drept. A fost nevoie de amputarea degetului, dar o infecție a complicat lucrurile și a fost nevoit să se pensioneze. Singur și fără vreun venit, a apelat în disperare de cauză la Alba TV și cu ajutorul directorului Alexandru Retegan și a întregului colectiv al instituției a primit astăzi decizia de pensionare. În primul rând, vă mulțumesc din tot sufletul. Asta e singura posibilitate la care am încercat să apelez. Fiindcă sunt singur, nu am părinți, nu am familie și în ultima instanță m-am gândit să apelez la dumneavoastră, la postul de televiziune Alba TV. Eu vă mulțumesc din tot sufletul și să sperăm că nu o să mai am. Sau în caz că să mai evit ceva probleme, sper că pot să apelez cu toată încrederea la dumneavoastră, la postul dumneavoastră de televiziune. Chiar de Sfântul Nicolae, pe 6 decembrie, pensionarul din Miraslău va primi contravaloarea pensiei începând din luna august. Intenții de reabilitare termică în Alba Iulia, începând din data de 3 decembrie, începe depunerea proiectelor de reabilitare termică. Avem și în Alba Iulia 3 blocuri care vor beneficia de aceste facilități prin programul operațional regional. În acest sens, asociațiile de proprietari vor plăti o taxă lunară. Pe axa 1, dezvoltare urbană, s-a lansat o licitație pentru reabilitarea termică a blocurilor construite în perioada 1950-1990. Acest demers s-a făcut ca și program pilot și este eligibil numai pentru municipiile Reședință de Județ. Reprezintă de asemenea o încercare de a studia modalitatea în care, în perioada 2014-2020, asemenea tipuri de proiecte să se realizeze la scară extinsă. Aceste proiecte pleacă de la nevoile cetățenilor. De exemplu, strategia Lisabona 2020 prevede ca până în anul 2020 eficiența termică să crească cu 15%. Practic s-a inițiat acest program pilot care prevede o finanțare de la Uniunea Europeană și Guvernul României de 60%, 40% fiind contribuția locală. Acești 40% pot să fie în trei variante, să financeze autoritatea administrației publice locale 30%, 10% asociația de proprietari pentru familiile în care majoritatea, peste 50% din familiile care locuiesc în aceste locuințe comune, în aceste blocuri, de fapt, au venit sub 150 de euro pe cap de familie. Poate să fie 20% autoritatea publică, 20% asociația de proprietari pentru blocurile în care locuiesc peste 50% familii cu un venit pe cap de locuitor în familie sub 350, iar 10% autoritatea și 30% asociația de proprietari în blocurile în care proprietarii au peste jumătate venituri de peste 550 de euro pe cap de locuitor. Depunerea proiectelor va începe în data de 3 decembrie și se va derula în 6 reședințe de județ cu un buget alocat de aproape 23 de milioane de euro. Bugetul maxim pe care poate să-l cuprindă cererea de finanțare este de 35% din totalul sumei alocate la nivelul regiunii noastre. Pe lângă municipiul Alba Iulia, asemenea proiecte au fost depuse și de către municipiul Brașov, Târgu Mureș, Miercurea Ciuc și de asemenea de municipiul Sibiu și Sfântul Gheorghe. La ora actuală în Alba Iulia, blocurile ce se intenționează a fi reabilitate termic prin programul operațional regional sunt blocurile 16, 18 și 20, toate situate pe Bulevardul Transilvaniei. Pentru derularea acestui program, administrația locală trebuie să asigure resursa financiară necesară pentru acoperirea cheltuielilor aferente, iar o parte din bani vor veni în baza unor plăți lunare efectuate de asociația de proprietari. Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit a lansat două programe de finanțare nerambursabilă, adică două programe prin care se dau bani europeni fermierilor români. Măsura 121 și măsura 123 au ca obiect modernizarea exploatațiilor agricole și creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere. Deși la Alba Iulia este centrul agenției pentru întreaga regiune, nimeni nu a fost în stare să prezinte un punct de vedere oficial în legătură cu acest sprijin european acordat agriculturii locale.
De dimineață l-am contactat pe proaspătul director al Oficiului Județean de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, Vasile Bara, care după ce ne-a spus că dumnealui nu poate da nicio declarație, ne-a indicat să luăm legătura cu directoarea adjunctă Lidia Bogdan, însă ne-a avertizat că aceasta este plecată din localitate și nu va putea da o declarație în fața camerei de filmat. La insistențele noastre de a avea un punct de vedere avizat, insistențe bazate pe interesul justificat al agricultorilor din Alba, Vasile Bara ne-a redirecționat către directorul Centrului Regional de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit Centru Marian Ionescu. Zis și făcut, am sunat la responsabilul de relații publice al acestei instituții, Cristina Zaharia, care ne-a declarat că atât directorul general cât și cel adjunct sunt plecați la București și nici ea, nici responsabila pentru promovarea instituției nu pot să dea declarații oficiale. Ne întrebăm cât de operativi s-ar răspunde unui fermier în cazul în care acesta și-ar dori să întocmească un proiect în vederea obținerii de fonduri europene nerambursabile, despre care se vorbește atât de mult, dar se obține atât de greu, sau dacă nu cumva aceste refuzuri de dialog nu înseamnă decât trimiterea fermierilor către firmele de consultanță, care câștigă oricum din lipsa de comunicare a instituțiilor publice, fie că iau banii de la beneficiarii proiectelor înșiși, fie că își iau câștigul din aprobarea finanțării solicitate. Fenomenul avocaturii legale în România și-a făcut simțită prezența și în județul nostru. Decanul Baroului Alba, avocat Ioan Rus, a precizat că s-au înregistrat 4 astfel de cazuri în care avocați falși au pledat în fața instanței. În România se manifestă în prezent un fenomen extrem de periculos pentru justiție, pentru drepturile justițiabililor și pentru prestigiul avocaturii, afirmă decanul Baroului Alba, avocatul Ioan Rus. Potrivit acestuia, este vorba de înființarea și funcționarea unor structuri de exercitare a profesiei de avocat ilegale și paralele ordinului legal unic al avocaților din România. Din păcate, există și concurență neloială. Unele persoane care practică așa zis avocatură clandestină, sub forma obținerii unor procuri judiciare cu care se prezintă și asistă sau uneori reprezintă părți în proces, dar și alte forme de organizare cu încălcarea legii 51 din 1995 și exercitarea profesiei de avocat. În fața instanței trebuie să fie reprezentanți care lucrează potrivit legii. Te duci în fața instanței, presupune că avem un judecător, un procuror și un avocat care funcționează potrivit legii, nu este infractor. Pentru că o persoană care exercită profesia de avocat fără a fi membru al UNBR, fără a fi membru unui barou din România organizat potrivit legii 51, exercită o profesie fără autorizație, că spune, este infracțiune. Ce consecințe presupun astfel de activități potrivit noului cod de procedură civilă, precizează avocatul Gheorghe Florea, președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România, prezent la Alba Iulia la sfârșitul săptămânii trecute, cu ocazia conferinței organizate de Baroul Alba pe tema reglementărilor aduse de noul cod de procedură civilă. În noul cod de procedură civilă, actul care este întocmit de un om care nu are calitatea de avocat legal dobândită, este nul. Cu alte cuvinte, n-are nicio vină cetățeanul care e captiv. E foarte greu să distingă, dat fiind faptul că nimeni nu umblă în cetate, adică pe străzi, strigând în gura mare, eu sunt avocatul care funcționează potrivit legii și alții nu sunt avocați care funcționează potrivit legii. Avocatura ilegală a pătruns și în județul nostru, informează decanul Baroului Alba. Noi am adresat scrisori instanțelor de judecată și am indicat persoane care funcționează sau practică avocatura clandestină la anumite instanțe, iar instanțele au luat măsuri, i-au legitimat și nu le-a mai permis să acorde asistență judecătorilor. Adică au aplicat legea. Au aplicat legea. În orice caz, atenția noastră este în continuare îndreptată spre asemenea cazuri. Toți colegii avocați de la instanțele care sunt în județ ne informează și vom fi foarte fermi în această privință, pentru că este vorba de, până la urmă, de apărat cetățeanul de asemenea indivizi, fiindcă, așa cum spunea domnul președinte, cazurile acestea conduc la constatarea nulității actelor. În context, avocatul Ion Rus consideră că se impune cercetarea cadrului normativ și jurisprudențial național și internațional, precum și a doctrinei române și străine, pentru a demonstra legalitatea, continuitatea și unicitatea ordinului profesional al avocaților din România.
Alba Iulia a găzduit timp de 4 zile reuniunea bordului editorial Eurozin, o rețea a revistelor culturale europene. Astfel, în municipiul nostru s-au întâlnit cei 4 reprezentanți care au discutat strategia editorială a Eurozin, relațiile cu revistele partenere, dar și tendințele principale din presa culturală europeană. Eurozin a apărut în 1983 în urma unor întâlniri între editorii de reviste culturale din Europa, care s-au asociat cu scopul de a schimba articole pentru a crea un spațiu public european dedicat problemelor comune. La ora actuală, rețeaua Eurozin are peste 80 de reviste membre din 34 de țări din Europa. Ceea ce se face cu ajutorul site-ului pe care vă invit să-l vizitați, acolo sunt preluate articole din diverse reviste din rețea, traduse în engleză și pe baza versiunii engleză traduse pe urmă fiecare le poate prelua și publica în revista lui. Asta e foarte important pentru că în felul ăsta de pildă avem acces la presa culturală din țări cu limbi mai puțin cunoscute, știu eu, inclusiv pentru române e important. În 2008, revista Dilema Veche a devenit membră a acestei rețele, iar Mircea Vasilescu, redactorul șef al revistei, a făcut parte din bordul editorial al rețelei Eurozin în perioada 2008-2012. Acest bord se întâlnește de 3 sau de 4 ori pe an, în diverse locuri, pentru a discuta problemele comune și a organiza evenimentele viitoare. Cel mai important lucru pe care îl face Eurozin este conferința anuală la care participă toate, reprezentanții tuturor revistelor, de obicei sunt peste 100 de persoane, durează 2 sau 3 zile, cu întâlniri, dezbateri, workshop-uri și alte lucruri. În 2007, România a găzduit o astfel de conferință anuală la Sibiu. Reuniunea de la Alba Iulia a avut menirea de a pune bazele strategiei editoriale pentru anul viitor și a viitoarei conferințe anuale. Probably the most important one, which I think also that Mr. Vasilescu mentioned, is the planning of next year's conference, the yearly conference that will take place in Barcelona, in Catalonia, in Spain. Una dintre cele mai importante concluzii cu care ne-am confruntat, la care am ajuns în aceste zile, a fost planificarea următoarei întâlniri de la Barcelona, de la anul viitor. Mm-hmm. In 2007, this conference took place in Sibiu, Hermannstadt, in not very far from here. În 2007, întâlnirea a avut loc la Sibiu. But it's really so that every year this conference takes place in another place in Europe. A avut loc în diferite orașe ale Europei, în Lisabona, Paris, Moscova. Mircea Vasilescu, redactorul șef al revistei Dilema Veche, a ales Alba Iulia ca și loc de întâlnire în 2012 a bordului Eurozin, această reuniune fiind și ultima din mandatul său. Colegiul economic Dionisie Pop Marțian din Alba Iulia și-a desemnat vineri seara bobocii anului școlar 2012-2013. Balul a fost organizat la Casa de Cultură a Sindicatelor, iar la final, elevii colegiului s-au distrat în club la un after party, unde atmosfera a fost întreținută de binecunoscută artistă de muzică pop Corina. Balul bobocilor a adus pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor 12 elevi de clasa noua de la Colegiul Economic Dionisie Pop Marțian din Alba Iulia. Cele 6 perechi s-au întrecut în diferite probe pentru a câștiga titlul de Miss și Mister Boboc. Talentul elevilor a fost etalat prin momentele artistice care au inclus dansul, teatrul, dar și câteva probe de aptitudini. Câștigătorii din acest an sunt Luana Farcaș și Eduard Doncuț, bobocii Colegiului Economic care vor reprezenta liceul la alte competiții de acest gen. Seara de vineri s-a încheiat cum nu se putea mai bine pentru elevii Colegiului Economic. În club, Corina a încins atmosfera încântând publicul cu cele mai fierbinți hituri ale anului. Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia a găzduit sâmbătă spectacolul aniversar al corului religios de copii Teotocos, aflat la 25 de ani de la existență. La eveniment au fost invitați să asiste toți cei peste 1500 de foști coriști care au alcătuit de-a lungul sfertului de secol corul dirijat de arhidiaconul Nicolae Călin Bulac.
Corul Teotocos este cel mai vechi cor religios din România, înființat fiind pe 15 noiembrie 1987, de către înalt preasfințitul mitropolit Andrei, pe vremea când era preot paroh al Bisericii Ortodoxe Maieri 1 din Alba Iulia. Peste 1500 de copii de-a lungul celor 25 de ani care au trecut generații la rând prin rândurile acestui cor. Spectacolul din această seară este alcătuit atât din cântece vechi cât și mai noi, pe care să le cunoască și cei care au fost pe vremuri în cor, dar și cei care sunt acum, să le facă o surpriză celor mai vechi din cor. În prezent, corul numără peste 85 de elevi din Alba Iulia și localitățile limitrofe municipiului Reședință de județ. Pentru dirijorul Călin Bulac, acest ansamblu de tinere și talentate voci reprezintă după familie cel mai minunat lucru care îi se întâmplă. Pentru că în cei 25 de ani, cum vă spuneam, acest cor de copii a cântat în peste 24 de țări din 4 continente, de 4 ori în America, chiar și în Australia, și am avut momente de-a dreptul istorice pe care putem să le păstrăm în tainița sufletului nostru, cum ar fi întâlnirea cu Papa Ioan Paul al II-lea, cu Sanctitatea sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, sau chiar și momentul acela teribil din 11 septembrie 2001, când ne-am aflat în America exact în timpul acelor evenimente cu tot corul de copii. Tonul minunatului spectacol, întins pe parcursul aproximativ 2 ore, a fost dat de binecuvântarea întâi stătătorului Arhiepiscopiei de Alba Iulia, în alt preasfinția sa, Arhiepiscopul Irineu. Corul se cheamă Teotocos. Vine din grecește și înseamnă născătoarea de Dumnezeu. Strănepoata regelui David, Maria din Nazaretul Galilei, a primit acest apelativ după ce în pântecele ei s-a coborât a doua persoană a Sfintei Treimi. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Deci ea este vasul infinității divine. Fără acel fiat mihi, secundum verbum tuum, fie mie după cuvântul tău. Fără acel da al ei, Fiul lui Dumnezeu nu s-ar fi întrupat în istorie și n-ar fi existat noaptea de Crăciun. Acest cor interpretează melodii religioase, dar și piese din repertoriul folcloric românesc. E minunat. Așa ne stă nouă bine, românilor. Pentru că de mult când ne formam din daci și romani ca popor, tocmai atunci pe trunchiul nostru etnic s-a altoit credința apostolică. Copiii au colindat, au cântat melodii religioase, colinzi, precum și piese din folclorul românesc. Să-i ascultăm colindând. Vineri și sâmbătă, în incinta Alba Mall, a avut loc un târg de produse tradiționale. Albaiulienii cu mic și mare au luat cu asalt tarabele care au găzduit mâncăruri sănătoase și naturale. De la pâinea tradițională și până la uleiul de dovleac, albaiulienii au plecat cu plasele pline, cu toate că prețul acestor produse este puțin piperat. Dar ce nu face omul pentru sănătate? Cele mai căutate standuri au fost cele care prezentau produse și preparate din carne. Că tot suntem în apropierea Crăciunului, albaiulienii s-au grăbit să guste din merindele care vor fi și pe masa de Crăciun. Sățo, carne, un kaiser, tocanul de oaie, telemeau, brânza de burduf, un cașcaval uscat bun, foarte bun. Le-ați produs dumneavoastră? Conturi le-am produs, de la stână, sporcii, zoile și măgari pe drum. Aveți căutare la asemenea produse? Da, avem. Ale lumea în creiere noi, mă duc pe târguri și trebuie să fii serios. Trebuie să fii serios, că aia merge foarte mult. Să ne apropiem de un adevăr unul cu altul, da. Nu mai tătrișăm atâta. Contează mult să mâncăm sănătos și 100% natural? Nu mai, dar bunicii noștri de ce-o trăit atâta? Nu cumpăra nimic, tot o produs ei, tot o produs ei. Acum trebuie să căiesc, că n-au bani, dar nu de produs nu produc, așteaptă să producă cineva.
trebuie să punem mâna pe ce este. Ce ne încojoară până noi fiecare unde suntem? Că altfel nu mergem. Noi ne ducem și generația tânără rămâne și să neacă. Deja e necată că zice că e criză. Să știți că criza e numai de la cap. Să știți, nu e la... Că dacă muncești, ai un pic cu un pic, trebuie să ai grijă de două picuri. Să înțeleg că nu vă plângeți de clientelă. Nu mă plâng, dar sunt foarte serioasă și de la mulți oilor și până cel vântă de eu o fac toate celea. Cu ajutoare, dar rolul principal e mama măreoară. Cârnațul, toba, caltaboșul și brânza se împacă foarte bine cu o pâine rumenă, coaptă în cuptoarele vechi, lăsate de saș în Petrești. Astăzi am adus pâine de casă, fabricată la Petrești. Este o pâine fără ameliorator. Și încercăm să ne promovăm produsul în vederea conștientizării populației să mănânce produse sănătoase, fără chimicale. Cel puțin pâinea se asprește și omul când pune mâna pe ea, zice, e aspră, de când îi? Nu-i proaspătă. Tot timpul omul are intenția și să fie proaspătă, moale, ca cele cu chimicale care tot timpul stau 3-4 zile moi. Pentru desert, albaiulienii puteau alege mierea cu nucă sau puiul târgului. Ne prezentați și nouă puțin puiul târgului. Da, puiul târgului este turtă dulce tradițională, halviță, bomboane. Cum sunt produse? Acasă, manual, toate executate manual de mine și soția mea, cu multă grijă. Să iasă o calitate irepășabilă. Ingredientele? Cele mai este sunt făină, zahăr, miere, mirodenile naturale, care le dau gustul specific al turtei dulci. 100% naturale? Exact, exact. Aici găsim toate produsele stupului. Deci produse apicole bio, deci sunt certificați bio. Avem miere și restul produselor. Miere de salcâm, de tăi, de fânați, miere cu lăpișor de matcă, păstură, fagure, miere cu propolis, polen, lăpișor de matcă, suc de cătină cu miere. Cred că munciți mult, se merită? Păi se merită dacă reușim să și desfacem. Desfacerea este cea mai mare problemă. Și aceste târguri sunt binevenite? Da, sunt exact la locul unde trebuie. Nici standul cu uleiuri vegetale din semințe de dovleac și floarea soarelui nu a fost neglijat. Suntem producători de uleiuri presate la rece, de dovleac, floarea soarelui și in. Venim din județul Cluj, de la Luna. Da, sunt 100% naturale. Sunt produse, așa cum v-am spus, obținute prin tehnologia presării la rece, din semințe din zona noastră, cu excepția uleiului de in, care este un ulei obținut din semințe certificate bio. Albaiulienii au salutat ideea de a avea aceste târguri în oraș. Cu toate că prețul produselor este puțin mai mare decât în supermarketuri, au mare căutare și, bineînțeles, trecere. De ce ați ales aceste produse tradiționale? Pentru că mi se par naturale, făcute în casă și arată bine. Căutați astfel de produse? Da, de regulă caut. De ce? Pentru că le simt mai sănătoase, mai potrivite cu felul meu de a fi, de a exista, mai natural așa un pic. Ce părere aveți de aceste târguri organizate în orașul nostru? Cred că sunt o idee foarte bună și probabil dacă s-ar instaura așa o obișnuință, ar fi și mai bine. Domnule, foarte bine că se mai întâmplă așa ceva și în Alba Iulia, ca să știe și dumneavoastră, pentru că sunt rarități, mai ales cu produse naturiste. Și cumpărătorii care le plac asemenea lucruri și au și ceva bani, e și normal să vină să cumpere de la dânsii, că sperăm că sunt cinstiți, că sunt într-adevăr naturale acestea. Noastră căutați astfel de produse? Le caut, bineînțeles, dar le găsim cam greu, mai ales la supermarketuri. Ce căutați la aceste târguri în special? Mâncare de calitate și tradițională românească. Vă bazați pe aceste produse? Da, tot timpul. Sunt mai sănătoase. Ce părere aveți despre aceste produse, despre acești producători? Păi, produsele sunt de calitate. Producătorii nu sunt favorizați de stat deloc. Deci, până la urmă, trebuie să
promovăm produsele românești, nu să le să aducem tot de dincolo, știți? În raport calitate-preț? Calitate-preț este cât de cât apropiată. Toate standurile prezente în mall aveau certificate de producători ce atestau naturalețea produselor. CFR a planificat deja noul mers al trenurilor pentru anul care urmează. Acesta va intra în vigoare în 9 decembrie anul curent și va fi valabil până în 14 decembrie 2013. Oferta de transport feroviar a fost adaptată și optimizată la cerințele pieței de călători, iar în traficul intern, pe rutele unde condițiile de circulație sunt cu preponderență de navetă, s-a implementat mersul de tren cadențat. Pentru anul 2013, CFR a suplimentat numărul trenurilor care vor fi zilnic în circulație cu 60 de garnituri și astfel compania va ajunge la 1.378 de trenuri în mișcare. În anul 2013 vor continua pe de o parte lucrările de reabilitare a liniei pe coridorul 4 paneuropean de mers ce va avea efect direct în diminuarea semnificativă a capacității de circulație până la 50% pe zonele cu lucrări și pe de altă parte se vor deschide noi șantiere de lucru pentru reabilitarea podului dunărene pe tronsonul Fetești-Salinii și a tronsoanelor de cale ferată Curtici-Simeria, Simeria-Coșlariu și Coșlariu-Sighișoara. Realizarea acestor lucrări absolut necesare pentru reabilitarea infrastructurii feroviare va conduce la modificarea semnificativă a orariilor și rutelor trenurilor care circulă pe aceste tronsoane în sensul măririi duratelor de parcurs și a limitării rutelor de circulație. CFR Călători va menține ofertele comerciale existente prin care acordă reduceri la transportul feroviar atât în traficul intern cât și în cel internațional. Distribuția de bilete se va asigura prin canalele existente online, stații și agenții sau automate de vânzare. Cele mai importante societăți de asigurări din țara noastră au decis să-și penalizeze clienții care nu au anvelope pentru sezonul rece sau care au neuri prea uzate. Asta în caz de accident. Atenție, însă penalizările se aplică chiar dacă și poliția sancționează această abatere. În România se vând aproape de două ori mai multe anvelope de iarnă decât de vară. Vânzările de pneuri de iarnă au depășit anul trecut 2,3 milioane de unități, iar anul acesta estimările arată că se vor vinde alte 2 milioane. În vreme ce numărul cauciucurilor de vară comercializate este de aproximativ 1 milion de unități. Potrivit specialiștilor, aceste cifre sunt rezultatul legii care obligă toți șoferii care circulă pe drumul cu zăpadă, polei sau gheață să aibă anvelope corespunzătoare. În caz contrar, amenda ajunge până la 1300 de lei. Cele mai importante societăți de asigurări din România au decis să-și penalizeze clienții care nu au anvelope pentru sezonul rece sau care au pneuri prea uzate. Câteva sute de mii de șoferi cu asigurare casco riscă să nu fie despăgubiți sau să primească numai o parte din daună dacă fac accident. Asiguratorii nu vor verifica starea anvelopelor, ci se vor baza pe constatarea poliției. Pentru a fi acceptate ca anvelope de iarnă, pneurile trebuie să fie inscripționate cu unul dintre simbolurile M plus S, M.S sau M și S. Doamnelor, domnilor, știrile iau sfârșit aici. Dacă ați fost martorul unui eveniment ieșit din comun sau dacă aveți o informație care poate deveni o știre, o puteți trimite pe adresa contact@albatv.ro sau la numărul de telefon 0371020000. Iar noi vom avea grijă ca aceste subiecte să ajungă în atenția publicului și autorităților. Rămâneți în continuare cu știrile sportive și datele despre starea vremii. Eu sunt Anca Huț și vă mulțumesc pentru atenție. O noapte liniștită să aveți! Bine v-am găsit la știrile din sport. CSU Alba Iulia a câștigat primul meci dificil din acest sezon. Cu toate că au pierdut celelalte patru dueluri cu formațiile tare ale Ligii Naționale de Basket Feminin, fetele antrenate de Tomaș Bilek au arătat sâmbătă în sala universității că sunt capabile să bată cu orice formație. Basketbalistele albaiuliene au fost conduse cu 6 puncte la pauză, însă au revenit și au câștigat cu 68-62. Meciul a devenit unul complicat încă dinaintea primei mingi jucate, având în vedere că ACS Sepsi Sfântul Gheorghe avea un parcurs bun în campionat și era clasată pe poziția a treia. Conflictul de la echipă dintre directorul sportiv Petru Eleș și antrenorul Tomaș Bilek s-a văzut și pe teren în ultimele întâlniri, însă apele s-au liniștit și fetele au obținut o victorie de moral. Primele două sferturi au aparținut oaspetelor, care le-au ținut pe jucătoarele lui Bilek în șah, însă după pauză Enicolaza și compania și-au surclasat adversarul și au reușit o victorie cu 68-62. It's not necessary to say that for us it's a big victory. It's a victory that we needed. After all, what happened in last weeks here
in the club and all the things around. Definitely we needed such a kind of victory with good defense, with fighting there for each ball. And I thought that we showed to everybody that this team still has something to say, and this team has some heart. I don't really believe that, like a lot of people said in the past, that we are the team without heart. Directorul sportiv Petru Eleș a recunoscut că au fost tensiuni și certuri în sânul echipei, însă toate lucrurile s-au pus la punct și victoria de sâmbătă este cu mult mai mare pentru întreg staful echipei. Încercăm să trecem peste tot ce a fost acum 2-3 săptămâni la echipă. Singura noastră șansă este să mergem împreună și să continuăm împreună, să adunăm niște victorii. Urmează din nou un meci extrem de greu la Alexandria. Eu cred că fetele, până la urmă, tot ce se întâmplă în birouri trebuie să rămână în birouri, fetele trebuie să joace și azi au demonstrat cel puțin ultimele 25 de minute că pot să facă. Pe fetele așteaptă o deplasare extrem de grea sâmbătă de Ziua Națională a României pe terenul echipei CSBT Alexandria. În acest sfârșit de săptămână a avut loc, în incinta Alba Mol, campionatul național de împins din culcat. Proba de powerlifting a adunat la start mulți competitori din toate colțurile țării, însă și foarte mulți spectatori care au dorit să vadă persoane ce ridică greutăți duble sau chiar triple decât greutatea corporală a sportivilor. Punctele culminante ale campionatului au fost aduse de sportivi cu greutate, atât din punct de vedere al fizicului, cât și a numelui. Cazacu Sorin, Ovidiu Pănezan sau Luciano Țuiu au reușit prestații remarcabile, ultimul reușind să-și bată propriul record național. Spectatorii nu au fost puțini, ediția din acest an a campionatului fiind peste cea de anul trecut, publicul simțind valoarea și organizarea bună, fiind alături de competitori și organizatori. Sorin Cazacu, maestrul acestui sport, ne-a declarat în câteva cuvinte ce a trăit el la Alba Iulia în momentul concursului. Sorin, să ne spui câteva cuvinte despre evenimentul care tocmai tu l-ai încheiat aici la MOL. Ce pot să vă spun, a fost un campionat reușit. Mulțumesc organizatorilor pentru acest concurs minunat și sperăm ca la edițiile următoare să fie cel puțin la fel de frumos, dacă nu și mai frumos. Ai fost foarte aproape să bați un record național. Să ne spui despre ce greutate a fost vorba. Recordul național la categoria mea l-am bătut, 250 de kg, a fost un nou record național. 260 de kg care tocmai l-am încercat și l-am ratat. Ar fi fost un record național absolut, adică cea mai mare greutate ridicată vreodată într-un concurs de powerlifting. De departe, cea mai apreciată prestație a fost a secretarului general al Federației Române de Powerlifting, Ovidiu Pănezan, care la greutatea sa de 82 de kg a reușit să ridice numai puțin de 227 de kg. Cea de-a 44-a ediție a Crossului Unirii a adunat la start 457 de sportivi din toată țara și de toate vârstele. Evenimentul care face parte din programul destinat Sărbătorii Naționale a Românilor a fost un moment bun de socializare și, bineînțeles, pentru a face sport. Crossul Unirii a devenit un eveniment important cuprins în calendarul activităților destinate zilei de 1 decembrie. La acest concurs nu se pune preț pe premii sau bani. Voia bună, socializarea și reîntâlnirea cu prietenii de pretutindeni sunt elementele principale care ajută ca această probă sportivă să fie un deliciu atât pentru public cât și pentru spectatori. 3. M-am apucat la 47 de ani aici, e crossul meu de suflet și nu m-am mai las până mor. De când... a fost proba? Proba foarte frumoasă, păcat că lumea puțină pe margine. Mentalitatea despre sport în România îi suferă. Aici e foarte frumos. Cum a fost pentru noastră proba? Destul de anevoioasă pentru că am unele probleme de sănătate, dar sper să le rezolv anul ăsta. Dumneavoastră sunteți din? Poftiți? De unde sunteți? Din Petroșani, da. Și cum ați ales acest cross al Unirii la Alba Iulia? Cu el am început și cu el vreau să termin, dacă se poate, la 100 de ani. A fost o probă ușoară, că e scurtă, nu, eu fac maratoane, nu crossuri și vin, am plecat de la Buștena seară. Eu sunt în meseria de constructor și acolo ne avem acum weekendul banchetul coșalor din România. Și am plecat de acolo, am venit la cross la prima dată și plec înapoi, peste jumătatea de oră. Este primul cross al Unirii pentru noastră? Primul, da, de 5 ani mă chinui să ajung la Alba Iulia. Am niște prieteni și n-am ajuns. Și anul ăsta mi-am propus să ajung și am ajuns. Și am concurat cu numărul 14, am venit cu numărul 14 la general. Și cum vi s-a părut, cum ați fost întâmpinat de Alba Iulieni? Eu am mai fost în Alba Iulia, chiar un oraș foarte cald și vreau să vin și la Unire. Cum a fost proba pentru dumneavoastră? Nici ușoară, nici grea. La vârsta mea de 75 de ani. Ce vă îndeamnă să alergați? Poftim? Ce vă îndeamnă să alergați? Sănătatea.
o prima dată. Mișcarea te pune în viață să treci poate mai mult. Ce părere aveți despre acest cross al Unirii? E la prima ediție, particip, extraordinar, e plăcut, e frumos, organizat bine. Am văzut mai multe persoane de vârsta a treia cum ar veni decât tineri. Ce părere aveți despre lucrul acesta? Astăzi nu au venit mulți, că din cauza banilor. Cei de la București nu au venit numai vreo 10 inși, restul au rămas acolo. Altădată venea cu sutele, din cauza banilor. Pentru organizatori a fost mai greu să organizeze ediția de anul acesta, având în vedere că, din punct de vedere financiar, lucrurile nu stau bine nici pe această latură. Mă bucur pentru că, din nou, cu toate problemele financiare la nivel pe care le cunoaștem cu toții, numărul participanților n-a avut de suferit, deci avem peste 450 de participanți și anul acesta. Și ediția este cu numărul 44, deci ne aflăm la 44-a ediție a Crossului Unirii. Putem spune că chiar fără a face o publicitate și o promovare a acțiunii în mod special, iată lumea cunoaște, deja s-a obișnuit că în această perioadă, cu o săptămână înainte de Ziua Națională și de sărbătorirea Marii Uniri, are loc competiția și se prezintă cu inima deschisă. Concurenții cu vârste cuprinse între 7 și 80 de ani au fost răsplătiți cu medalii, diplome și ceai cald și, bineînțeles, aplauze din partea spectatorilor. Acestea au fost știrile din sport. Rămâneți în continuare alături de Alba TV. Bun găsit la o nouă rubrică Meteo. Cerul va fi temporar noros și în această seară, iar temperaturile minime se vor situa între minus 3 și 7 grade Celsius. La noapte, presiunea atmosferică va scădea ușor, iar mercurul din termometre se va situa în jurul valorii de minus 1 grad la Alba Iulia și Sebeș, vor fi minus 2 grade la Aiud și Blaj și minus 3 grade Celsius, vor indica termometrele la Câmpeni. Mâine vremea se va încălzi ușor în cea mai mare parte a țării. Dimineața și noaptea în zonele joase, izolat, se va așterne ceață, însă nu va fi foarte persistentă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 5 și 15 grade, iar cele minime se vor situa între minus 7 și 9 grade Celsius. Presiunea atmosferică va continua să scadă, iar maximele diurne vor fi de aproximativ 6 grade la Alba Iulia și Sebeș și 5 grade Celsius se vor înregistra atât la Aiud, cât și la Blaj și Câmpeni. Păi mâine vremea va fi destul de caldă pentru această dată în majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil, cu posibile înorări și pe arii restrânse vor cădea ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 7 și 17 grade, iar cele minime se vor situa între 1 și 11 grade, ușor mai coborâte în zonele de presionare. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile meteorologice din această seară. Vă mulțumim că ați urmărit știrile Alba TV. La revedere!